În general, am văzut, o începe să se contureze, de aici spuneam că vine riscul unor poziții din ce în ce mai dure. Președintele Turciei, Erdogan, vine și spune foarte critic ce să caute portavionul american în apropiere de Israel, ce să caute bărci, nave, avioane în Marea Mediterană, înseamnă că vor lovi Gaza și se vor lua măsuri pentru comiterea de masacre grave acolo. Spune un aliat din NATO al Statelor Unite, nu, dar în același timp liderul unei puteri care vrea să joace acolo, domnule Năsui. Ce joacă Erdogan? E un aliat, e membru NATO, dar e un aliat care s-a mai depărtat puțin de linia NATO, a cumpărat și armament rusesc acum câțiva ani înainte de războiul din Ucraina, deci e un aliat care trebuie gestionat de către americani și cam asta este și ceea ce fac. Cred că în primul rând, mesajul nostru politic și astăzi a fost o declarație politică a Parlamentului României la solicitarea USR de solidaritate cu victimele din Israel, cu oamenii care au suferit și care încă suferă, că încă sunt luați ostatici, și un mesaj antiterorist care ăsta cred că trebuie fără echivoc să-l dăm. Hamas este o organizație teroristă, nu sunt militanți, nu sunt luptători, sunt teroriști, trebuie spus cuvântul acesta cât se poate de clar, și este o organizație care trebuie, dacă se poate, distrusă. Deci nu trebuie să existe nicio ambiguitate pe lucrul acesta. Și ăsta a fost și mesajul pe care am încercat astăzi să-l dăm. Nu cred, dacă mă întrebați pe mine, că Israelul are nevoie de portavionul american ca să combată cu Hamasul din Fâșia Gaza. Ce e semnalul ăsta? În schimb, cu este un semnal american, pentru Iran. Cu avioane? Cred că este un semnal pentru Iran, care, așa cum foarte bine s-a spus, există o bănuială serioasă că ar fi în spatele acestor atacuri, că le-a ajutat, că le-a facilitat. Și este și un avertisment că, atenție, Israelul nu este singur printre dușmani, mai sunt și Statele Unite care sunt acolo să-i țină spatele în caz de conflict. Bun, toată lumea semnalează, însă mă refer la regiune, această preocupare, sau sub pretextul preocupării pentru civili, semnalează, nu, o atitudine asta ostilă Israelului. Vezi președintele Turciei, repet, unul din liderii care, mă rog, n-a avut poziții extremiste până acum în chestiunea asta, dar care vine și spune, înseamnă că veniți să masacrați civili. Deja înclină foarte mult balanța spre una din tabere. Aici aș spune că totuși doctrina militară americană n-a fost niciodată de masacrare de civili, dimpotrivă. Și vedem lucrul acesta în nenumărate cazuri în care tocmai doctrina este să aperi civilii, să încerci să nu atingi decât țintele militare. Dacă au reușit sau nu e o altă discuție, aici sunt de acord, dar niciun caz nu asta este scopul, spre diferență, de exemplu, de doctrina militară rusă, care e să total diferită, e să faci cât mai multe pagube chiar și în rândul civililor ca să cazi moralul lor și să faci să nu mai vrea să se lupte și așa mai departe. Deci aici nu cred că se va întâmpla lucrul acesta, nu cred că vor fi bombardate ținte civile de către americani, de pe acest bombardier, cred că de pe acest portavion. Ceea ce cred mai degrabă este, v-am spus, că este un mesaj politic de solidaritate cu Israel, mai ales față de Iran, care este o superputere locală. Atenție, vestul tinde să subestimeze Iranul foarte puternic și vedem și proteste de stradă care au fost și în Paris, și în Londra, și în alte orașe vestice, de solidaritate cu poporul palestinian și câteodată chiar cu Hamas, care sunt agresorul, care sunt teroriști în situația aceasta, lucruri care ar trebui să ne dea de gândit.